Oamenii de știință din Statele Unite ale Americii spun că au descoperit un tratament revoluționar pentru cancer. Anunțul a fost făcut de către Departamentul de Oncologie al Centrului de Cercetări City of Hope din California, potrivit căruia au reușit să dezvolte împreună cu o companie specializată în noi terapii împotriva cancerului un tratament inovator contra acestei bolture, fără leac până în prezent medicamentul candidat vaccinia este un virus oncolotice. Potrivit oamenilor de știință, acesta este un virus modificat genetic care este conceput pentru a infecta și ucide selectiv celulele canceroase, cruțându-le în același timp pe cele sănătoase. Astfel, în urma analizelor pe șoareci, oamenii de știință au descoperit că virusul numit vaccinia ar micșora tumorile în cazul cancerului de sân, colon, ovar, plămân sau pancreas. În premieră, un medicament experimental împotriva cancerului a fost administrat unui pacient uman. Oamenii de știință speră că testele vor dezvălui în cele din urmă dovezi ale unor noi alternative pentru a combate cu succes tumorile canceroase din organismul oamenilor. Virusul modificat funcționează prin pătrunderea în celule și prin duplicarea sa. După ce celula infectată explodează, eliberând de mii de noi particule de virus care acționează ca antigeni, aceasta stimulează sistemul imunitar să atace celulele canceroase din apropiere. Între timp, cercetări anterioare pe modele animale au arătat că medicamentul poate mobiliza sistemul imunitar în acest mod pentru a vâna și distruge celulele canceroase, dar până acum nu au fost efectuate teste pe oameni conform de ce medical spuntero.